Aș dori să vă citesc câteva versete din Scriptură și cu liniște și cu respect. Aș dori să ascultăm acest cuvânt al Bibliei care se găsește scris la Psalmul 51 și voi citi versetul 10, 11 și 12, un cuvânt al Domnului din care ne dorim ca în dimineața aceasta Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Și acest cuvânt al Domnului spune așa: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijine-mă cu un duh de bunăvoință. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, stăm în jurul Evangheliei și în dimineața aceasta și vrem cu respectul ca atare să stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească inimii noastre și să putem să plecăm acasă și de această dată cu o învățătură proaspătă sau cu o readucere a minte a lucrurilor atât de importante pentru viața noastră. Noi ca și oameni folosim rugăciunea ca și cale de comunicare cu Dumnezeu și ne rugăm deseori în diferite locuri, în diferite forme, că ne rugăm fie în picioare, fie pe genunchi, fie conducând mașina uneori. Uneori așa la vreme de strâmtorare, când nu mai ai ce să mai faci, prima reacție a omului este să se roage și să-i spună Domnului, Doamne, să-și înalțe glasul și mintea. În schimb, dragii mei, să știți că rugăciunile pe care noi le înălțăm trebuie și puse în aplicare. Am să vă vorbesc în această dimineață despre această rugăciune înălțată de omul lui Dumnezeu, de David. Dar rugăciunea aceasta trebuie pusă în aplicare, că e atât de importantă. Că a venit la un moment dat David și a zis, zidește în mine, pune în mine. Se uita David la el și spunea, am nevoie de Dumnezeu și trebuie neapărat să fac o rugăciune. E calea de comunicare între om și Dumnezeu. Și începe David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, pentru ca să nu fiu lepădat de la fața ta, ca să mă pot bucura de bucuria mântuirii, ca să pot să simt sentimentul acela al bucuriei mântuirii. Ca să pot să fiu sprijinit de către Dumnezeu cu un duh de bunăvoință. Spune Biblia în altă parte să-L simt pe Dumnezeu că îmi este binevoitor. Pentru că în momentul în care cineva se roagă și apoi înțelege că trebuie pus și în aplicare rugăciunea, e atât de important ca să rămâi pe unda lui Dumnezeu, pe calea lui Dumnezeu, în rânduiala perfectă a lui Dumnezeu și după ce te rogi, să începi să pui în aplicare. Păi rugăciunea lui David, într-o explicație așa simplă, ar fi sunat ceva de genul, zidește în mine, adică consolidează în mine, fă-mă ceva puternic. În momentele alea David era atât de prăbușit, era atât de departe parcă de Dumnezeu, îl simțea pe Dumnezeu atât de departe, era atât de praf, era atât de jos, era atât de fără de putere, după un păcat greu, după o situație complicată. Și vine David și spune, eu care altă dată am fost puternic și acum nu mai sunt puternic, n-am fost puternic, acum te rog, zidește în mine fă ceva puternic, consolidează-mă, reconsolidează-mă, restabilește-mi viața mea frumoasă, reabilitează-mi viața, dar ceva care să fie puternic, nu șubred. Pentru că e atât de important să te rogi înaintea lui Dumnezeu să facă din tine un om puternic. E nevoie de oameni puternici, e nevoie de oameni cu coloană vertebrală, e nevoie de oameni care să rămână în picioare și să nu fie suflați de vânturile lumii. E nevoie de oameni consolidați în Hristos. E nevoie de oameni puternici. Și au zis David, zidește în mine. Pe când faci un zid, te gândești că e ceva puternic. Și are David exprimarea asta extrem de frumoasă.
frumoasă, extrem de bine așezată, zidește, fă ceva trainic, fă ceva puternic, fă ceva care să rămână în picioare atunci când mai suflă vântul, ceva care să nu se doboare repede. Continuă David și zice, și pune în mine un duh nou. O, Doamne, fă-mă un om puternic și mai ales în contextul ăla lui David. O, ajută-mă să renoiesc legămintele mele, simțămintele mele. Ajută-mă să renoiesc, ajută-mă să restabilesc prioritățile mele. Biblia vine și vorbește de înnoirea minții în fiecare dimineață. Că în fiecare dimineață trebuie să te reînnoiești în deciziile tale, trebuie să te reînnoiești în atitudinile tale, în fiecare dimineață trebuie să te reînnoiești în dorințele tale înaintea lui Dumnezeu. Și David a înțeles asta. O zis, eu trebuie să fiu puternic și trebuie să fiu cu un duh nou, un duh care să vadă lucrurile și dintr-o altă perspectivă. David vedea aici lucrurile dintr-o perspectivă grea. David nu-L mai vedea pe Dumnezeu iertător până într-un punct. David nu mai vedea parcă că Dumnezeu îl poate ridica, că mai vrea să-L ridice. Și la un moment dat vine David și spune, pune în mine un duh nou, acel duh care să vadă noua variantă a lui Dumnezeu. Care să vadă noua perspectivă a lui Dumnezeu, care să vadă lucrurile și dintr-un alt punct de vedere, pune în mine un duh nou. Continuă David și spune și acest duh să fie statornic, să rămână până la final, să fie de durată lungă. O, una din problemele grele ale vremurilor noastre, lipsa de statornicie. Că oamenii se aprind în sentimente, în decizii, oh, ce frumos e, trebuie să facem, trebuie să fim. Și la un moment dat hotărârile se iau. Aduceți-vă aminte, spre exemplu, noaptea dintre ani, câte hotărâri se iau și câți au mai fost statornici, iată-ne, până în ziua de astăzi. Și n-au trecut numai câteva luni de zile, pentru că Duhul statornic e atât de important pentru viața de credință. Să rămâi acolo, să rămâi acolo, indiferent cât ar fi de greu, indiferent cât ar fi de ciudat, indiferent cât ar fi omenește de imposibil, tu să rămâi acolo, să nu te clintești de acolo. Pentru că David a înțeles aspectul ăsta, când Dumnezeu va zidi în mine ceva extraordinar, o inimă curată, inima curată să fie zidită, să fie consolidată, să fie puternic înrădăcinată. Știți ce zice Domnul despre Iov? L-ai văzut pe Iov că se ține tare în neprihănirea lui, ăla-i solid, ăla-i puternic, pe ăla nu-l mișcă vânturile. Pentru că Iov, dacă vreți, se renoia în fiecare dimineață cu bunătatea lui Dumnezeu. Biblia spune, iată că bunătatea lui Dumnezeu se renoiește, ți-o dă Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu vine în fiecare zi cu lucruri noi. O zi, ziua de astăzi, e nouă pentru noi. Ce se va întâmpla după ora 12 e nou pentru noi. Dumnezeu deseori ne surprinde cu lucrurile noi. Să știți că Dumnezeu are aceeași dorință ca omul să trăiască renoit în deciziile bune în fiecare zi, să rămână statornic, că trage David o concluzie extraordinară, ca să mă pot bucura de bucuria mântuirii și să mă pot să mă sprijinești cu un duh de bunăvoință, să te simt pe tine binevoitor în fiecare zi. Să te simt pe tine aproape de mine în fiecare zi, să simt că nu sunt singur, să simt că am pe cineva aproape, că nu sunt într-un orfelinat, dacă îmi permiteți comparație, că nu sunt aruncat undeva în colțul istoriei, că nu sunt ultimul om de pe planeta Terra, nu, sunt copil de Dumnezeu, care mă sprijină în fiecare zi cu un duh de bunăvoință, care mă ridică de acolo de jos, de unde eu am căzut, care vrea să consolideze în mine și să facă ceva puternic, să nu se mai dărâme la primele vânturi care vin, care să rămână o renoire permanentă, și care să rămână o statornicie. Dacă să poți să aplici rugăciunea asta în viața ta, să facă Dumnezeu din noi ceva solid, să zidească în inima noastră, trebuie să zidească în noi ceva solid, să pună Dumnezeu un duh nou și un duh statornic în al treilea rând. Începem cu primul. Ca să poată să facă Dumnezeu dintr-un om ceva solid, omul trebuie să fie atent la câteva principii. Și ascultați un principiu extrem de important ca Dumnezeu să facă din mine și din dumneavoastră ceva solid. Principiul recunoașterii. Niciodată Dumnezeu nu va zidi viața unui om atâta timp cât omul n-are puterea să se recunoască. De aici pleacă zidirea.
Niciun constructor nu va veni să-ți zidească casa dacă tu n-ai puterea să recunoști că ai nevoie de o casă. Dumnezeu lucrează pe acest principiu extrem de important. Când omul se recunoaște, primul pas al lui David a fost recunoașterea. David s-a dus să se recunoască. Viața mea nu este cum ar trebui să fie. Viața mea nu este cum ai vrea tu să fie. Recunosc că am căzut, nu sunt cum trebuie. Pentru că generația viitoare are nevoie de părinți care să-și recunoască starea înaintea lui Dumnezeu, pentru că recunoașterea stării de slăbiciune, de dependență față de Dumnezeu, te face să apelezi la strategiile frumoase, să te duci lângă cel de care tu ești dependent. În momentul în care nu recunoști, tu te îndepărtezi de cel care te poate ajuta. Că dacă nu recunoști că ești bolnav, nu te vei duce la medic și rămâi în boala ta. Dacă nu recunoști că ți-e sete, nu vei lua o sticlă cu apă în mână. Dacă nu recunoști că ți-e frig, nu te vei îmbrăca. Totul pleacă de la a recunoaște. Și diavolul speculează aspectul ăsta și împinge pe oameni în păcatul nerecunoașterii, să nu se mai recunoască, să nu mai aibă oamenii puterea să se recunoască. Eram într-un context, și nu dau multe detalii, în care a trebuit în birou să iau doi oameni să-i împac. Majori. Mi-am făcut eu planul așa de strategie pastorală și am zis, ăla-i mai arțăgos, ăla o să sară primul. La un moment dat, când eu am zis că ăla-i mai arțăgos, am stat așa și am zis, bă, trebuie să văd că dacă sare, trebuie să-l potolesc, că după aia el aruncă vorbe, jignește, îl costă asta după aia. La un moment dat se pun amândoi pe canapea aici în birou și eu așteptam. De obicei, când la astfel de întâlniri, întâlnirile încep de genul, nu, care începeți? Să înceapă el, că el îi devină, cam așa încep toate. Aici zice primul, ăla care eu l-am, îl știam așa un pic mai... Începe, zice, eu vorbesc, frate Alin. A, auzi, bun, trebuie să-l țin sub control. Frate Alin! Ăsta l-al fierbea lângă, eu l-am văzut. Vreau să spun ceva, eu sunt de vină. A început să-i curgă lacrimile, eu sunt de vină, toată povestea asta e că eu nu mi-am ținut gura, că eu n-am știut să fiu atent. Opa, s-a schimbat atmosfera. Ălalalt zice, amândoi erau arțăgoși, dar ălalalt zice, lasă-mă să zic eu, acum arțăgoș rămâi tot arțăgoș, tași că acum eu vorbesc cu asta. Și ăsta continua să se recunoască. Eu sunt de vină, problema mea, eu am creat toată povestea asta. Mă rog ca Dumnezeu să mă ierte, să mă ierte și fratele. Ălalalt totul se bagă. Nu mă lasă să zic, eu n-am fost cel mai atent, eu te-am împins în asta. Eu am fost ăla care n-am știut să pun lucrurile bine și mai apoi tu de aia ai vorbit. Și tot continua discuția. Am stat și m-am uitat la cum se zidea o iertare impecabilă între doi oameni care au avut puterea să se recunoască. Pentru că totul pleacă de la recunoaștere. Dacă vrei ca Dumnezeu să zidească în tine ceva puternic, ceva solid, trebuie să ai puterea să te recunoști înaintea lui Dumnezeu. Asta e viața mea, depinde Dumnezeu, am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de rugăciune, am nevoie de cântare, am nevoie de părtășia frățească, am nevoie de biserică. Când începi să recunoști că ești dependent de toate lucrurile astea, începi să le cauți. Și ăsta e cadrul unde Dumnezeu zidește în viața omului. Că la un moment dat, știți ce se face Domnul după înviere? Zice, spuneți și lui Petru, știți de ce? Pentru că Petru a avut puterea să recunoască. Zice, când a cântat cocoșul, Petru a ieșit și a plâns cu amar. Plânsul ăla cu amar al lui Petru a fost dovada recunoașterii, că el nu mai este pe traiectoria bună, că s-a lăsat păcălit de o slujnică, de atitudinele de acolo, că s-a lăsat înfricoșat de oare ce se va întâmpla și cu viața lui. Și în momentul ăla Petru a zis, nu-l cunosc, nu-s de-a lui, l-a vândut pe Iisus, dacă vreți, într-un mod așa indirect. Și după aia cântă cocoșul, aude cântatul cocoșului, Petru, zice Biblia, ia asta afară și începe să plângă cu amar. Dar ce faceți, domnul Petru? Recunosc că am greșit. Plânsul ăsta al meu e de recunoaștere. Recunosc că am greșit. Oh, când i-a văzut Domnul recunoștința lui Petru, a zis, Petru, tu ești Petru și pe piatra aceasta voi zidi biserica mea. Și toată povestea asta lui Petru frumoasă și, dacă vreți, slujirea lui de mai apoi impecabilă,
a venit în urma faptului că Petru a avut puterea să se recunoască. Știți, după o pescuire de noapte, o noapte întreagă în care n-au prins nimic, Domnul apare pe țărm la arătarea de la Marea Tiberiadei și zice la pescari cu experiență: aveți ceva de mâncare? Bă, ce zicem la ăsta? Avem sau nu avem? Și el a zis: aveți ceva de mâncare? Nu a zis: aveți niște pești, aveți ceva de mâncare? Avem niște sandvișuri, le vrei? Dar oamenii ăștia ar trebui să, Domnul i-a pus în colțul vieții acolo să recunoască că ei, fiind chiar pescari cu experiență, nu pot să facă mare lucru fără de Dumnezeu. Dorința lui Iisus Hristos a fost să îi împingă în perimetrul ăla în care ei trebuiau să se recunoască. Aveți ceva de mâncare? Nu avem. În momentul ăla, Domnul începe să consolideze în viața lor o credință. Fiți atenți, cine sunt eu? Aruncați mreaja. Nu le-ar fi spus aruncați mreaja dacă nu ar fi avut puterea să recunoască. Aveți? Nu, dați-mi. Dacă îl întrebi pe copilul tău care nu are niciun ban în buzunar și poate e supărat pe tine și vrea să facă așa pe adolescentul ăla mofturos și spui: ai mă, 10 lei să-ți iei de mâncare, și el e supărat și nu vrea să discute cu tine și spune: tu știi că n-are, dar numai vrei să-l întrebi, să-ți spună: uite, știi, n-am, ai mă 10 lei să-ți iei astăzi de mâncare, și el e supărat și la un moment dat interacționează așa ca un dita mai omulețul și la un moment dat îi zice: am. Bine, du-te flămând la școală. Tu știi că pleacă flămând. Dacă ai, du-te, că vii tu la 12 jumate, lichnit de foame. Du-te. Ei, oamenii ăștia au avut puterea să recunoască: aveți ceva de mâncare? N-avem. N-avem. Păi de-aia sunteți pescari cu experiență, nu contează. Pescarii cu experiență care se recunosc că sunt dependenți de cineva puternic vor putea să trăiască mereu solizi, înrădăcinați în ceva foarte tare. Biserica Efrata, dragii mei, generația asta are nevoie de oameni puternici. Iar oamenii puternici devin aceia care au puterea să se recunoască. Am nevoie de Dumnezeu. Se duce Domnul la femeia samariteancă. Haideți să vă dau și exemplul ăsta din Biblie. Stă Domnul de vorbă cu ea și zice: du-te și adu-l pe soțul tău. Femeia asta o sta cu atâța, poate și în momentul ăla stătea cu cineva. Și la un moment dat i-au zis: n-am soț. A avut puterea să recunoască că ea nu are un soț, chiar dacă poate stătea în concubinaj. Bă, ăla nu e soțul tău, este concubinul tău. O mare și o reală diferență. În momentul în care femeia asta are, putea să zică: mă duc să-l aduc. Dar nu era soțul ei. Exprimarea lui Iisus Hristos a fost foarte clară. A fost foarte bine pusă la punct. Bărbatul tău, soțul tău, du-te și adu-l. A fost foarte directă. Se referea la cel cu care ea a făcut un legământ. Și ea spune: n-am bărbat. Și Domnul zice: bine ai zis că n-ai bărbat. Bine ai zis că n-ai un soț. Bine ai zis că n-ai pe cel care să fie al tău. Ai avut 5? Niciunul nu a fost oficial al tău. E foarte adevărat. Dar a plecat o consolidare frumoasă. Domnul a continuat o discuție cu femeia asta. O discuție care a întărit credința ei. Dar toată discuția asta a plecat de la o recunoaștere. Ascultați cât de tare a întărit credința acestei femei. Zice Biblia în felul următor: mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în el din pricina mărturii femeii. Bun. Dar cine a mers să le mărturisească de Iisus Hristos? O femeie oficial de moravuri ușoare. Păi tu cu 5 bărbați după tine vii să-mi spui tu mie de credință? Dar pentru faptul că în momentul în care femeia asta a avut puterea să se recunoască, a început consolidarea ei, a început întărirea ei, a început reabilitarea ei într-un mod perfect, impecabil, în așa fel încât a devenit o slujitoare extraordinară să impacteze o cetate întreagă. Pentru că, dragii mei, doar oamenii tari și puternici impactează cu adevărat. Dar doar oamenii zidiți în Hristos și pe care Dumnezeu îi consolidează. Dar pentru asta, Dumnezeu are nevoie de oamenii care să se recunoască. O, cât de important e principiul ăsta al recunoașterii. Venim la noi. Vrem să devenim oameni puternici. Vrem să devenim oameni tari. Vrem să devenim oameni zidiți, ca un zid puternic. Oare mai avem
curajul recunoașterii? Oare mai avem, și aici vă faceți fiecare un test, atunci când pleci de acasă, dacă recunoști că tu ești slab, pleci și vii doar cu Dumnezeu, dacă te păzește, prin faptul că tu recunoști că ești dependent de Dumnezeu, nu pleci până nu te rogi. Dar de ce faci asta? Recunosc că fără de Dumnezeu poate nu mă mai întorc acasă. În momentul în care ții copiii, strângi copiii tăi și vrei să-i consolidezi și vrei să-i faci copii puternici și vrei să-i faci niște copii care să aibă un nume puternic înaintea lui Dumnezeu, în momentul acela îți adun copiii și le spui copiilor tăi, uite, există un Dumnezeu mare, noi toți depindem de Dumnezeul ăsta mare. Păi da, tati, dar tu ești tare, ca tine nu-i nimeni. Nu, 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 tati e tare, doar că Dumnezeu îl ține. Păi și la un moment dat vine tata cu o reușită acasă. Dacă stilul de viață în a te recunoaște înaintea lui Dumnezeu este, tata îi adună pe toți și mama și îi mulțumesc lui Dumnezeu recunoscând ajutorul lui Dumnezeu, știți ce facem în momentul ăla? Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne consolideze. Partea asta cu recunoașterea e una dintre cele mai speculate momente din viața unui om de către diavolul. Diavolul știe că tu e mai confortabil și cu mine, cu noi, ființele umane, să nu ne recunoaștem, să nu spunem că avem nevoie de Dumnezeu, să nu spunem că avem nevoie de cineva, să nu spunem că avem nevoie de ajutor, să nu spunem. Noi avem o practică în bisericile noastre, pierdută încet, încet. Eu vreau să o readuc în Efrata și să o reînfiez cât de puternic se poate. Că oamenii altădată dădeau bilete. Mă numesc Alin Nemes. Vă mărturisesc de 3 zile, nu mă pot ridica din pat, slab, nu mai pot, am un gol în suflet. Frații mei, rugați-vă pentru mine, oamenii nu mai recunosc. Fraților, am și o mică problemă, puteți cumva că... Dar ce problemă ai? Păi, frate, nu, acum nu intrăm în detalii. Biblia ne învață pe noi să ne rugăm specific. Pe cum să mă pot ruga specific dacă fratele Sami le iau pe el să nu se supere cineva pe mine? Într-o discuție nu vrea să mă recunoască problema lui. Nu e așa că parcă datorită faptului că oamenii nu mai vor să recunoască majoritatea rugăciunilor noastre la plan general? Doamne Iisuse, ai milă și de fratele Sami. Eu dacă zic, Doamne, ai milă de Sami, ai milă de Filip, ai milă de Amis, s-o ruga pentru cutare, ăla e bolnav acasă, fii tu cu el, ține-l în cutare, ajută-l să schimbe mașina, ajută-l să-i, nu știu, o casă, fă cutare, fă, bă, specific, direct. Știți ce face Dumnezeu? Consolidează credința noastră și când Dumnezeu răspunde la rugăciunea noastră specifică, devii mai tare. Uite, mă, m-am rugat pentru asta și Dumnezeu mi-a dat. Dar a te recunoaște e un aspect extrem de important. Nu e așa că parcă și educația în viața unui copil poți să o consolidezi mai tare când copilul se recunoaște. Eu aud tare des părinți care spun, mă, nu știu cum să mă compor cu el, că nu zice nimic. Tace din gură. Ascunde lucrurile. N-are puterea să recunoască. Mami, tati, am o frică. Mami, tati, uite, nu știu ce copil mi-a făcut cutare la școală. Ei, dragi copii, apropo că sunteți aici. Știți cât e de important și le zic lor și dumneavoastră să fiți atenți la asta, să-i urmăriți. Știți cât e de important pentru ei, pentru voi să aveți curajul să veniți acasă să spuneți mami, tati, am avut un schimb de replici cu un coleg la școală? Să recunoști că ai avut un schimb de replici mai neprincipial? Știți de ce? Pentru că mama în momentul ăla și cu tata poate să întărească educația, poate să-i spună, uite-te, tu trebuie să te duci, să te comporți așa, totul a plecat de la faptul că copilul a recunoscut, el nu recunoaște, se simte un pui de Hercules, la un moment dat vine acasă, mă, cum ești? Bine! Dar tu-l vezi că nu-i bine, tu știi că el a avut ceva, că-l vezi după starea lui, deja te gândești, ăsta o să ajungă în legea junglei, o să-și facă dreptate singur, de ce? Că nu recunoaște care e problema lui, să poți să-l întărești într-o zi la un moment dat îi va întoarce acelui copil printr-o acțiune total ilegală pentru faptul că n-a fost cine să-l zidească, să-l consolideze, să-l întărească. Dar ar fi fost procesul ăsta dacă copilul ar fi recunoscut că are o problemă. Ne așteptăm de la copii. V-ar place, dragi părinți, ca toți copiii să vă recunoască totul?
Dar credeți că Dumnezeu e altfel? Știți că Dumnezeu așteaptă de la copiii lui să aibă puterea să recunoască totul? În momentul în care cineva merge pe principiul acesta al recunoașterii, Dumnezeu începe să-l consolideze. 2. Pune mai apoi Domnul un duh nou, te ajută să reînnoiești, pentru că omul are nevoie de legămintele reînnoite. Auziți, am spus-o, dar mai fac o referire. David avea nevoie să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. În viață vine problema, vine încercarea, vine situația grea. Noi ca și oameni vedem problema dintr-o perspectivă. Ce s-a întâmplat? Uite, spre exemplu, dau un exemplu banal. Ai făcut accident cu mașina. Vezi la un moment dat problema din perspectiva umană. Am făcut accident. Intru în datorii. Am probleme. Situațiile sunt complicate. Mașina trebuie reparată. Costă foarte mult. Vezi lucrurile dintr-o perspectivă. Am dat un exemplu banal. Pliați-l unde vreți. Ei, când Dumnezeu reînnoiește în tine Duhul lui Dumnezeu, poți să vezi lucrurile printr-o altă perspectivă. Pentru că Biblia spune că cei pe care îi iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu iubește și ei și arată iubirea față de Dumnezeu, Dumnezeu schimbă întristarea în bucurie, blestemul în binecuvântare. Să vezi întotdeauna în fața unei situații grele, să vezi partea cealaltă bună a lucrurilor. Îmi povestea mie cineva, o mamă, că am întrebat-o, eram curios așa, no, fiind predicator și trebuie să duc totul la Biblie, să așez lucrurile, pun întrebări de sol oameni și am întrebat-o, soră, care a fost primul sentiment al dumneavoastră când medicii v-au dat verdictul ăsta de cancer în metastază? Că aveți 13 copii acasă. Care a fost primul sentiment al dumneavoastră? Pentru că omenește perspectiva asta umană, sentimentul este să spui, ok, cum împar casa, la care îi las aia, la care îi las aia, no, ce-or face copiii ăștia fără mine? Cine o să mai meargă cu ei când începe școala? Cine o să le cumpere buchet de flori pentru doamna? Cine? Asta e una din perspective. Când Dumnezeu, lași pe Dumnezeu să reînnoiască în tine, să reînnoiască Duhul lui Dumnezeu, să fii mereu cu decizii noi, să fii mereu cu o analiză nouă, să fii mereu cu o cercetare nouă, să fii mereu reînnoit înaintea lui Dumnezeu, sora asta îmi spune, frate Alin, în momentul ăla, o femeie credincioasă, o femeie extraordinară, o zis, în momentul ăla, am putut să văd toată situația asta grea dintr-o altă perspectivă. Și am zis, care a fost oră perspectiva? Perspectiva faptului că Dumnezeu îmi va întoarce copiii mai mari care astăzi rătăcesc în drumurile lumii. Păi cum, soră? Pentru că îi adun pe toți și le spun doar atât. Se prea poate să plec. Pentru că cancerul a băgat atât de mulți oameni în pământ. În schimb, să nu uitați că rugăciunea mea e ascultată de Dumnezeu și a voastră pentru maică ta. Și haideți, rugați-vă dacă vreți să mă mai aveți. Și le-a spus cu multă dragoste. Și dacă voi pleca, să nu uitați ceea ce v-am spus. Îi apoi amar și le spune, ascultați, dacă eu voi pleca, va rămâne rugăciunea mea că vreau să vă văd pe plaiurile cerului, oia mari, văzându-se într-o situație complicată, s-au pus pe genunchi, au început să postească, au început să nu-i mai trebuiască să fumeze, că unul fuma, au zis, când eu am început să postez, nici țigară nu mi-a mai trebuit, pentru că Dumnezeu vroiam să intervină în dreptul lui mami și Dumnezeu o vindecă pe femeia asta, stătea, mi-a arătat pe telefon, uite, de 3 săptămâni s-au botezat, sunt copiii mei, s-au întors la Dumnezeu și toată încercarea prin care eu am trecut, Dumnezeu a folosit-o să-i resusciteze pe ăia și să-i aducă. Și au zis, am văzut asta încă de la început, nu-i blestem, e binecuvântarea întoarcerilor copiilor mei. Vine încercarea, când e un duh nou în tine, vei vedea lucrurile din altă perspectivă. Când Duhul nu e reînnoit, e stătut, e plictisit de viață, e plictisit de totul, vei vedea lucrurile doar cum se prezintă. Dar cum poate să înviezi, cum poate să devină Duhul ăsta al omului un Duh nou? Și ascultați, pe drumul Emausului mergeau 2 ucenici. Că poate vă întrebați astăzi, dar eu cum pot să am și eu un Duh nou? Ăștia cunoșteau. Știți ce le-a zis Domnul? Păi nu s-o zis? Păi n-ați știut? Păi dar nu era prevestit? Ba da, știau, numai că Duhul lor era deja plictisit. Era stătut, era anihilat. Vine Domnul și începe, ascultați ce zice Scriptura, să le deschidă Scripturile.
În momentul în care a început Hristos să le deschidă scripturile, se reînnoiau simțămintele în ei, se reînnoiau legămintele lor, se reînnoia credința lor, nu ardea inima noi când ne-a deschis scripturile. Ba da, dar de ce ardea inima? Că s-o reaprins focul, a pus Dumnezeu benzină pe focul ăla care nu mă mognea, a început inima să ardă, ca și la un foc, la lemne, uneori când vrei ca să îi mai faci așa focul mai mare, da, cu multă, nu încercați asta acasă, dar figurativ, bă, pui benzină, ai pus benzină, a explodat tot focul ăla, dintr-o dată arde și îl menții mai apoi, întreținându-l cu lemne, cu lemne, să fie mereu lemne proaspete, să fie mereu lemne noi, ești atent să fie mereu ceva acolo pus pe altar, pe foc. Ei, vine Domnul și spune, vin ucenicii și spun, ne-a deschis scripturile și în momentul când ne-a deschis scripturile s-au reînnoit simțămintele în noi, s-a reînnoit dorința de a-L iubi pe Dumnezeu, s-a reînnoit dragostea față de Dumnezeu, s-a reînnoit dorința noastră de a-L arăta și altora că avem un Dumnezeu mare. Cine vrea un duh nou, să nu uite că trebuie să deschidă scripturile. Fără scripturile deschise, nu se va reînnoi mai nimic. Fără scripturile deschise, nu se va reînnoi. Ascultați, la un moment dat arată Biblia și spune în Apocalipsa, adu-ți aminte, dar unde ai căzut, întoarce-te, reînnoiește, revigorează, restabilește și vei vedea că mersul înainte va fi altul. Revin un pic la primul punct, pentru că totul pleacă de la recunoaștere. Vă aduceți aminte de fiul risipitor? Băiatul ăsta a avut puterea să recunoască că a plecat de acasă ilegal. Recunoașterea lui a început să se zidească în interiorul lui o credință a faptului că tata îl va primi acasă. O, nu doar că tata l-a primit acasă, l-a pus într-o postură extraordinară, tare, puternică. Băiatul ăsta a venit și a fost, dacă îmi permiteți exprimarea, rezidit în casa tatălui ca ceva puternic. Nu a zis, bă, tu ești ultimul argat, du-te, stai acolo în colțul vieții. Dimpotrivă, l-a pus într-o poziție care avea putere. Inel, un deget, haina frumoasă, când trecea pe lângă ceilalți slujitori, era parcă zidit de tată, era consolidat de tată, era autorizat de tată. A început să ducă o viață nouă, pentru că el a știut că există un tată care îl așteaptă. În momentul în care omul își înalță privirea și gândul și inima și sentimentele la adresa tatălui, când deschide scripturile și se uită în Biblie, izvorul ăsta extraordinar, începe omul într-un mod formidabil să-și reînnoiască viața, simțămintele, legămintele, dorința, iubirea față de Dumnezeu și încep să trăiești tare și puternic, cu un duh nou, cu o perspectivă nouă. Dumnezeu e mare, mai iartă, mai dă putere, mai dă ridicare, Dumnezeu mai dă vindecare. O, când ești cu duhul reînnoit de fiecare dată, când vin la rugăciunea pentru cei bolnavi, de fiecare dată te rogi cu acea credință impecabilă, Dumnezeu mai vindecă și astăzi, pentru că ești tare în Hristos, ești consolidat. 3. Ca să poți să ai un duc statornic, după ce ești zidit și ești ceva solid, după ce ai parte de un duc nou, renoit, ca să poți să ai un duc statornic, e obligatoriu să ai parte de două principii. 1. Mai întâi de toate, Iisus. Auziți ce zice Biblia? În dimineața învierii, Maria a alergat dis de dimineață cât încă nu se făcuse ziua la mormântul lui Iisus. Maria, dar oricum el era mort. Oricum el era mort. Deci o trebuie să alergi? Pentru că mai întâi de toate pentru mine e Iisus. Deci asta mă ține. Oamenii își pierd statornicia pentru că uită că mai întâi de toate trebuie să fie Iisus. Și când mai întâi de toate sunt altele, acele altele te dezechilibrează. Ei, când în viață mai întâi de toate e Iisus, rămâi mereu statornic. Iisus înainte și tu după El. Pentru că principiul ăsta, mai întâi de toate Iisus, va întări statornicia omului. Faceți un test. Ia luat 6 luni de zile de aici înainte, am curajul și cu una. Luați de aici înainte un timp bine stabilit în care spui așa, tot ce fac eu, mai întâi de toate, Iisus. Vorbim peste 3 luni și o să ziceți dumneavoastră, frate Alin, totul s-a schimbat în viața mea.
Pentru că e atât de important principiul ăsta mai întâi de toate Iisus. Tata mai întâi de toate Iisus. Mama mai întâi de toate Iisus. Biserica mai întâi de toate Iisus. Copiii mai întâi de toate Iisus. Prietenii mai întâi de toate Iisus. Hobby-urile mai întâi de toate Iisus. Dorințele mele mai întâi de toate Iisus. Visele mele mai întâi de toate Iisus. Dar ce face Iisus? De ce să-L pun eu pe El mai întâi de toate? Pentru că, ascultați-mă bine, nu există nimeni pe planeta Terra care să-ți dorească un mai mare bine ca cel care vrea să te ducă în Raiul lui Dumnezeu. A lăsat principii pentru binele tău, pentru coordonarea ta frumoasă. Un al doilea principiu aici extrem de important se numește supunerea. Revin la Marea Tiberiade și apoi o să cântăm o cântare frumoasă, cunoscută, zidește în mine. Marea Tiberiade, știți, zice Domnul, aruncați mreaja în partea dreaptă, hai, hai. Păi noi ne chinuim o noapte întreagă și tu vii acum să ne dai indicații? Lasă-ne! Ascultați-mă, dragii mei, frați și surori, vrei să rămâi un om statornic? Vrei să nu te mai bată vântul? Vrei să ai puterea să rămâi tare și solid, să fii mereu renoit, să vezi întotdeauna principiile lui Dumnezeu și perspectiva lui Dumnezeu? Ai puterea supunerii. Știți? Prin puterea supunerii, rămâi un om statornic. Aruncați mireaja în partea dreaptă. Dar de ce să arunc mireaja? Așa zic eu. Aruncați... Tata, noi nu înțelegem. Dar nu te-am întrebat dacă înțelegi. Ți-am spus doar să arunci mireaja în partea dreaptă. Păi da, n-am prins nimic toată noaptea. Negociem încă? Nu vi se pare că parcă ar fi fost ăștia din România? Care negociază cu Dumnezeu toată ziua? Păi iubește-ți aproapele. Păi da, dar ăla mi-a făcut nu știu ce. Mă, omule, iubește-l. Iubirea e din Dumnezeu. Atrage binecuvântări. Da, dar tu nu știi, Doamne. Eu nu știu, ar fi ziceți Dumnezeu. Eu nu știu. Încă negociem? Mă, iartă-l. Ascultă-mă, supune-te, Biblie, iartă-l. Păi da, dar nu pot. Mă, iartă-l. Ascultă-mă, iartă-l. Treci peste, ca și cum n-a fost nimic. Iubește-l, ia-l în brațe. Păi da, dar tu nu știi. Ba, știu. Negociem încă? Păi tu te fă o facere de bine. Dă-ți din zeciuielile tale. Am avut o discuție cu cineva. Eu am fost învățat de asta. O venit la mine cineva, nu o să uit cât trăiesc eu. O zis, frate Alin, știi de ce lucrurile merg rău? Pentru că nu știa nimic ce fac eu. Tu nu dai partea Domnului. Eram tânăr, aveam vreo 23 de ani. Tu nu dai partea Domnului. Înghesuit de probleme, de situații, de chirie, de lucrurile cum erau. Uneori am uitat că supunerea va aduce biruințe. M-am trezit ca dintr-un vis urât și am zis, da, nu-l dau. Din păcate, eu zis, începe să o dai, dar poate uneori peste puterile mele. Mă, omule, nu s-ai tăia, s-ai Domnului, dă-i, supune-te cu averile tale. Ce averi, mai ales averi? Dar înaintea lui Dumnezeu, supunerea e sfântă, nu averile. La un moment dat am început să ne facem partea. Dumnezeu binecuvânta viața noastră. Dumnezeu binecuvânta familia noastră. Încă o face că Dumnezeu rămâne credincios. Știți ce mult contează supunere? Principiul ăsta te va face statornic. În Italia, în urmă cu 2 săptămâni, am cunoscut o familie. M-a uimit. Mi-am făcut o poză cu acea fetiță. Uite, era bine să le-o trimit la băieți să vă arăt, cu altă ocazie. N-am avut nicio explicație pentru fetița aia decât e înger în trup uman. Au venit medicii și au spus, știți, puteți să o avortați pentru că fetița asta va fi handicapată. E cu coloana despicată în două, nu va merge niciodată, creierul ei undeva în partea de jos, înspre gât, legumă, un ghemotoc de piele cu oase. Îl vreți? Și îmi spunea mama acestei fetițe, frate Alin, am început să sun încoace și încolo și oamenii care nu erau zidiți în Hristos și oamenii care nu erau cu un duh nou spuneau, nu pot eu să iau decizia în locul tău, fă cum vrei tu. Fă cum vrei tu. Trebuie să te gândești că tu o crești. O zis, un singur unchi de-al meu m-a sunat și mi-a spus așa, s-a zămislit să nu cumva să îndrăznești să o dai afară. Rămâi statornică. Merge înainte. O, fratele, mi-a dat curaj.
am rămas statornică și s-a născut copilașul ăsta. 8 ani, într-un trup de 4 anișori, în scaun cu rotile. Iulia o chema. Cu creierul ars omenește. Te duceai lângă ea, se uita în gol, nu te cunoștea. Avea momente când la un moment dat eu m-am dus lângă ea și am zis, Iulia. Și eu cred că nu m-am exprimat bine sau nu m-o fi auzit. Și-o zis, tața-ți, Iulia. Opa. Ce vrei să te faci tu când crești mare? O zis, frate Alin, să știți că nu vreau să mă fac nimic. Dar vreau să rămân lângă cel care m-a creat. Ascultați-mă bine, erau oameni marturi acolo. A vorbit atât de coerent, atât de impecabil. Vreau să rămân lângă cel care m-a creat. Pentru că știu că drumul meu prin lumea asta e scurt și mă voi întoarce de unde am venit. Cineva m-a strigat, m-am dus. Am venit să continui din nou discuția cu Iulia și Iulia nu mă mai cunoștea. Iulia, eu sunt. S-a uitat în gol. O zis, mama ei, rare ori ne cunoaște și putem să discutăm cu ea. După aia, eu m-am luat iar în discuție cu cineva și a zis, frate Alin, mă strigă, bă, m-am întors din nou lângă ea. Zic, Iulia, facem o poză. O luat așa mâna ei, m-a cuprins după cap că m-am aplecat, o luat mâna ei și m-a cuprins. Hai că la final vă arăt poza cu Iulia, le-o trimit la băieți, poate pot să o afișe, ne și rugăm pentru ea. M-a cuprins așa Iulia cu o căldură formidabilă. Și zice, auzi frate Alin, am fost foarte atentă la predică și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu e mare și îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, eu ascult cuvintele astea deseori de la oameni. Dar sentimentul cuprins când fata asta a rostit Dumnezeu să vă binecuvinteze, a inundat inima mea într-un mod formidabil. Eu parcă tremuram, stăteam lângă ea și a zis, vreau să vă mai zic ceva. Dacă ați putea să vă imaginați cum este în cer, n-ați mai dori să mai rămâneți aici. Eu îi tot spun la mami să ne facem bagajele să plecăm. Vreau să mă întorc de unde am venit. I-am zis, sori, eu n-am alte explicații pentru fetița asta decât că e înger în trup uman pentru o vreme. Atât. Știți ce-o zis sora asta? Am rămas statornică și Dumnezeu, prin venirea lui Iulia, a întărit credința mea. Pot să văd lucrurile și dintr-o altă perspectivă, chiar dacă mi-e greu cu ea. Sunt atât de tare că Dumnezeu le are în control pe toate. Și Dumnezeu m-a întors pe mine prin fetița asta. Dar dacă n-ar fi rămas statornică în ideea de a aduce pe lume un copil, încă doi băieței au venit după Iulia și toți au întrebat, dar cum de-aia ai avut curaj să mai faci copii? Păi dacă a venit una handicapată. O zis, bine, dar cine-i procrează? Cine-i trimite? Nu marele olar? O, cât de important e să rămâi statornic în viață, să deschizi scripturile, să te supui lui Dumnezeu și să trăiești neclintit, indiferent de vremuri.